Ca și în fiecare an, în ultima săptămână din octombrie, în noaptea de duminică spre sâmbătă, se vor da ceasurile înainte cu o oră. Uzual acest lucru este benefic pentru economie, dar efectele secundare sunt în detrimentul organismului uman, fiecare persoană reacționând diferit. Cred că schimbarea orei nu este necesară, deoarece persoanele care nu lucrează nu sunt influențate de aceste schimbări. Oamenii de știință ruși atrag atenția asupra pericolului creat de acest fenomen, generat în urma tratatului de la Roma. Sănătatea umană putând fi grav afectată și constând în apariția tulburărilor bipolare la copii și persoanele vârstnice. Aceștia resimțind o tendință spontană de a migra între poli. Tendința este de a face lucrurile mult mai repede. Practic toate acțiunile noastre se concretizează într-o goană de colo-colo și tot ceasul biologic este dat peste cap. Acest lucru determină oamenii să se apropie foarte mult de ceea ce se numește ora potrivită pentru ei, care este dată de cei doi poli, și anume nord și sud. Iar această tendință merge mai departe asupra tuturor celor care locuiesc fie pe continentul Asia, Africa sau Europa, și atunci se ajunge la un gol imens în centrul Europei, pentru că toți oamenii își caută bioritmul dat de cei doi poli, care de fapt este ora exactă biologică. Ce părere aveți de schimbările de oră? Credeți că este un lucru benefic? Nu știu dacă este benefic, dar la sănătate nu face bine. Credeți că puteți avea tulburări bipolare? Da, nu știu ce e bipolarul acela, sincer. Pe agenda de lucru a Consiliului Europei s-a propus eliminarea acestei anomalii, o decizie fiind așteptată până la sfârșitul anului.